Severinul Esival continuă. Pregătiri intense au avut loc în decursul zilei de azi pentru concertul ce va avea loc mâine seară în grădina de vară a Palatului Culturii Teodor Costescu. Interpretul de muzică populară Florin Vasilică, dar și grupul Telormanul, vă așteaptă începând cu ora 19 pentru distracții și voie bună, însă în limita măsurilor de siguranță impuse. Mâine seară, interpretul de muzică populară Florin Vasilică va susține un concert pentru severineni în grădina de vară a Palatului Culturii Teodor Costescu. Concertul se va desfășura la ora 20, însă accesul se face de la ora 19 în ordinea sosirii. Din pricina măsurilor impuse, dar și respectării distanței sociale, locurile sunt limitate. Mâine seară este un concert începând cu ora 8 în grădina de vară Teodor Costescu. După cum puteți observa, noi suntem pregătiți. Conform normelor care ne reglementează activitatea în spații libere, este un număr prestabilit de scaune, 180. Se va intra începând cu ora 7 seara și în funcție de venire se vor ocupa locurii în grădina de vară până la capacitatea maximă. Noi suntem pregătiți aici să-i așteptăm pe oameni. Dumnealor trebuie să poarte, așa sunt normele, mască, să păstreze distanțarea socială între scaune. Dar nu acesta este aspectul cel mai important al serii de mâine. Sigur că reglementările ce țin de protecția împotriva infectării cu coronavirus sunt foarte importante și noi le respectăm și sunt sigur că oamenii le înțeleg și le au în considerare. Accentul pe care vreau să-l pun și eu și colegii mei este pe frumusețea actului artistic, pentru reîntâlnirile noastre necesare cu muzica, cu arta plastică, cu teatru, cu apropierea dintre noi, cu umanitatea noastră, cu dorința noastră de frumos, de libertate, de soare, de natural. Este o formă de a ne regăsi mâine seară, de a ne regăsi încrederea în noi înșine și în ceilalți, de a regăsi speranța până la urmă. Severinenii, dar nu numai, au nevoie să regăsească încrederea, frumusețea, dar și speranța, mai ales în actualul context social în care ne aflăm. Muzica, în special folclorul românesc, poate reda toate aceste lucruri. Severinul Estival are ca scop principal apropiere dintre oameni, readucerea umanizării, dar și libertății, concertele în aer liber fiind de bun augur în această perioadă.